Ședințe peste ședințe între socialdemocrații și liberalii privind stabilirea datei pentru alegerile prezidențiale. Ședința coaliției de ieri s-a încheiat după mai bine de 3 ore, însă liderii PSD și PNL nu au luat nicio decizie. Totul a pornit de la dorința socialdemocraților de a avea un candidat propriu pentru alegerile care vor avea loc la finele acestui an. Cred că anul acesta, prin martie, atunci când PSD-ul cu PNL-ul se înțelegeau foarte bine și și-au propus un proiect comun de a guverna țara împreună, au stabilit ca la alegerile europarlamentare, la alegerile parlamentare și prezidențiale, să aibă un candidat comun susținut de ambele partide, motiv pentru care s-a ajuns în situația să stabilească și date, un calendar de alegeri. Calendarul acesta de alegeri a fost valabil doar în condițiile în care rămânea valabilă înțelegerea făcută în martie, adică cu candidați unici pe, la lista pe europarlamentare, și aici s-au menținut, iar dintr-o dată PSD-ul nu mai e de acord cu cele stabilite atunci, în sensul de a fi și pe lista de parlamentare candidați comuni și la alegeri prezidențiale candidat unic susținut de ambele partide. Căzând această înțelegere, e normal că se modifică și calendarul alegerilor. Liberalii consideră că nu totul ar trebui să se întâmple așa cum își doresc socialdemocrații. Și eu cred că nu trebuie să rămână doar cum vrea PSD-ul, tocmai pentru că Marcel Ciolacu conduce guvernul astăzi și trebuie să fie exact cum vrea dumnealui. Dacă rămânea înțelegerea făcută între cele două partide, cu siguranță respectam și calendarul. De asta a și fost stabilit acest calendar de alegeri, doar în condiții în care se respectă ce au stabilit acolo. PSD-ul nemai vrând să respecte înțelegerea de atunci, e normal ca PNL-ul să vină cu altă propunere vis-a-vis de alegerile parlamentare și prezidențiale, adică cu un alt calendar de alegeri. Disputele celor două partide ar putea produce și o ruptă a coaliției de guvernare. Există varianta să se rupă această coaliție. Ține de înțelepciunea celor de la PSD, dacă au înțelepciune, altfel cu siguranță această coaliție se va rupe și vom ajunge în situația ca fiecare partid să aibă candidat unic și să existe varianta ca PSD-ul, rețineți, să nu prindă turul 2 la alegerile prezidențiale. Negocierile sunt tensionate, iar cele două părți nu au reușit să cadă de acord. PNL ar dori decalarea calendarului stabilit inițial pentru septembrie.